Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca Ta împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului. Domnilor și domnilor consilieri, declar deschisă ședința de astăzi a Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, anunțându-vă că din numărul total de 21 de consilieri și-au înregistrat prezența până la această oră un număr de 21 de consilieri. Vă informez că la ședința de astăzi participă de drept domnul primar Dan Bobultanu și domnul secretar general Militon Trănuț Lațlău. Ca invitat participă director, șef de servicii și birouri din cadrul primăriei municipiului Hunedoara, precum și presa locală. Consiliul local a fost convocat prin dispoziția numărul 1186/2020, iar proiectul ordinii de zi este menționat în anexă la aceasta. Discuția prefectului județului Hunedoara nu a avut obiecții până la data prezentei ședințe cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în ședința Consiliului Local din data de 14.05.2020. Procesul verbal la ședințe anterioare din data de 14.05.2020 a fost semnat de către secretarul general, precum și de către președintele ședințe și se supune aprobării Consiliului Local. Supunem la vot cine este pentru. Cine este împotrivă, abțineri, nu sunt, în unanimitate cu 21 de voturi. Pauză nu mai luăm, că am înțeles că sunt gata avizele. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Propun suplimentarea ordinii de zi prin introducerea după punctul 8 a următorilor proiecte de hotărâre. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2020. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venit și cheltuieli pe anul 2020 al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aflate sub ordinea și finanțarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara. 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 133/2018 privind aprobarea documentației de avizare, lucrări de intervenție, dalii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice, Colegiul Național Iacu de Hunedoara. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice, Colegiul Național Iacu de Hunedoara și a cheltuielilor legate de proiect. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 192/2018 privind aprobarea documentației de avizare, lucrări de intervenție de alii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, modernizarea serviciilor medicale prin dotarea cu echipamente performante și reabilitarea spațiilor aferente ambulatorului integrat Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara. 6. Proiect de hotărâre privind suspendarea pe durată determinată a tuturor drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractul de închiriere numărul 336/2905/2017, încheiată între municipiul Hunedoara și societatea de vacanță RL pentru spațiul situat în incinta complexului sportiv Mihail Clai și Stranul Corvina. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție dalii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, amenajare spații pentru servirea mesei de prânz, stări after school și dotării unor cabinete medicale la unitățile de învățământ primare și gimnaziale, modernizare școala gimnazială numărul 2 Hunedoara, corpul B și construire teren de sport multifuncțional, cabinete medicale, școala gimnazială numărul 1, corpul A și B. 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 327/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simonescu Hunedoara, modificările ulterioare. Supun la vot ordinea de zi modificată cu suplimentările anunțate. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, nu sunt, în unanimitate cu 21 de voturi. Ordinea de zi modificată se va renumerata în mod corespunzător.
Cunoscându-se și aprobându-se ordinea de zi, informez pe domnul consilier care se află în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea 1 și 4 prin legea numărul 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, în problemele supuse dezbaterilor Consiliului Local, că au obligația să se abțină de la emiterea sau participarea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material, astfel cum rezultă din situațiile prevăzute la articolul 228, aliniatul 1, literele A până la F, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că, potrivit articolului 228, alinia 2, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, citez la punctul 2, în exercitarea funcției consilierului local, aflat în una din situațiile prevăzute la aliniatul 1, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Local interesul personal pe care îl are în adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. În situația prevăzută la aliniatul 2, în urma anunțării interesului personal la începutul ședinței, consilierii locali nu mai sunt luați în calcul pentru forumul necesar adoptării hotărârii Consiliului, la care aceștia și-au anunțat interesul și nu au drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Vă aducem la cunoștință faptul că hotărârile adoptate de Consiliul Local cu încălcarea dispozițiilor articolului 228 aliniat 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare sunt lovite de nulitate absolută în condițiile legii numărul 176/2010 cu modificările și completările ulterioare. Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile articolului 228 aliniat 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. Sunt situații de conflict de interese sau incompatibilități cu privire la proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi? Nu sunt. Pentru ședința de astăzi propun ca modalitate de vot, votul deschis prin ridicarea mâinii. Totodată, articolele să fie votate toate odată pe ansamblu, ca și la ultimele ședințe. Supun la vot aceste propuneri. Pentru, împotrivă, dacă este cineva sau obține, cum sunt, în unanimitate, mulțumesc. La punctul 1 al ordinii de zi, hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea statului român în proprietatea privată a municipiului Hunedoara a unor terenuri aflate în intravilanul municipiului Hunedoara. Dau cuvântul domnului primar. Doamne, mi-l adăugat. Rog avizul Comisiei de Buget. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Avizul Comisiei Juridice. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Avizul Comisiei de Urbanism. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia de Comerț. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea proiectului de hotărâre. Și cea de Cultură? Comisia de Cultură a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnelor, domnilor consilieri. Dacă nu sunt înscrieri, trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt unanimitate. Articolele de la 1 la 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Hotărârea numărul 145, pe ansamblu, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt unanimitate. La punctul 2 al ordinii de zi, hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului informării și consultării publicului, precum și aprobarea planului urbanistic de detaliu, realizare spații de cazare prin mansardare parțială clădire, pe strada 1 decembrie 1918, numărul 6, etaj P plus 1, apartament 1, localitate Hunedoara, municipiu Hunedoara. Dau cuvântul domnului. Doamne, mi-l adăugă. Avizul Comisiei de Buget. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Comisia juridică. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Urbanism.
Comisia a întocmit avizul privind adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Și cultură. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc, dau cuvântul domnilor, doamnelor consilieri. Nu sunt înscrieri. Votăm titlul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Articolele de la 1 la 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Hotărârea numărul 146, cine este pentru, împotrivă, abțineri, unanimitate, cu 21 de voturi. La punctul 3 al ordinii de zi, hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 54 din anexa numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 63/2020, privind prelungirea contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către Agenția Națională pentru Locuințe din municipiul Hunedoara, strada Lungii, numărul 2, blocul 7 și aleea Câmpului, numărul 4, blocul 6. Dau cuvântul, domnul primar. Comisia de buget, vă rog. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Comisia juridică. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia de urbanism. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia de comerț. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia de cultură. Comisia de cultură a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnelor consilieri. Înscrieri, titlul hotărârii, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate, cu votarea articolelor 1 până la 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt. Hotărârea numărul 147 pe ansamblu, pentru, împotrivă, abținere, nu sunt, unanimitate, cu 21 de voturi. La punctul 4 al ordinii de zi, hotărârea se adoptă cu majoritate absolută, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 54 de metri pătrați, situat în municipiul Hunedoara, strada 1 decembrie 1918, aparținând domeniului privat al municipiului Hunedoara, cu destinația parcare. Sau cuvântul domnului primar. Avizul comisiilor, vă rog, buget. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Comisia juridică. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea proiectului de hotărâre. Urbanism. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea proiectului de hotărâre. Comerț. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Și cultură. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc, dau cuvântul domnilor consilieri. Sunt, trecem la votarea titlului hotărârii, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu sunt. Articolele de la 1 la 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, unanimitate. Hotărârea numărul 148, cine este pentru, împotrivă, abțineri, unanimitate. Mulțumesc. La punctul 5 al ordinii de zi, hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării subvenției de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara pentru luna aprilie 2020. Dau cuvântul domnului primar. O anumită adăugat. Avizul Comisiei de Buget. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Comisia juridică. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia de urbanism. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea proiectului de hotărâre. Și Comisia de comerț. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea proiectului de hotărâre. Mulțumesc, dau cuvântul doamnelor, domnilor consilieri. Da, vă rog, domnule. Mi-a venit ca următoarea ședință extraordinară să vină și domnul... Vă rog, dacă spuneți la microfon să și ne registrează. Da. Da, să și ne registrează. Eu cred că se aude. Nu țin mult. Mi-aș dori ca la următoarea ședință să vină și domnul Pan chiar la înainte, la comisie. Și poate cineva să-i scrie sau să-i transmită. Aș vrea să vină cu toate documentele și respectiv toate foile de parcurs pe luna trecută, toate statele de plată, toate, o listă cu toate, cu toate cheltuielile, respectiv piese, reparații și mai departe, aș vrea să le văd. Atâta tot. La următoarea comisie să vină cu ele pregătite ca să ne uităm un pic peste el, dacă se poate. Mulțumesc. Mulțumim. Ați înscrieri. Dacă nu, atunci trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru?
Împotrivă, abțineri, nu sunt. Articolele de la 1 la 4, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Hotărârea numărul 149. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt. Unanimitate, 21 de voturi. La punctul 6 al ordinii de zi, hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în adunarea generală a asociațiilor la Societatea Parc Industrial SRL Hunedoara. Dau cuvântul domnului primar. Mi-a adăugat. Avizul Comisiei de Buget. Comisia a propus avizul privind adoptarea unui proiect de hotărâre. Comisia juridică. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia de urbanism. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia de comerț. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Și Comisia de cultură. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mai dau cuvântul doamnelor, domnilor consilieri. Nu sunt înscrieri. Votarea articolului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt, unanimitate. Articolele de la 1 la 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Hotărârea numărul 150. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt, unanimitate cu 21 de voturi. La punctul 7 al ordinii de zi, hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2019 de către Societatea Salopresc Hunedoara SRL. Dau cuvântul domnului primar. Partidă, domnule. Comisia de buget, vă rog, avizul. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Comisia juridică. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Urbanism. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea proiectului de hotărâre. Comerț. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Cultură. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc, dau cuvântul doamnelor, domnilor consilieri. Nu sunt cum. Da. Vă rog. Iar eu o neagră. Nu are chiar neapărat legătură cu acest proiect de hotărâre, dar vreau să nu mai lungesc la diverse, ca să nu mai am o problemă cu această societate Salopresc, pentru că, din ce am văzut, le plătim o mare parte de bani, adică aproape 1 milion de euro sunt doar salariile, cheltuielile cu salariile la această societate. Și nu știu dacă știți, eu aici nu dau vina pe domnul primar sau pe noi, toți, că noi reprezentăm pe acea mașină care scrie Primăria Hunedoara. Noi reprezentăm Primăria Hunedoara. Merg și depun gunoaiele astea sau resturile astea vegetale pe terenuri private. Nu se poate așa ceva. Cineva trebuie să răspundă. Oamenii aceia stau în străinătate, m-au contactat, vor veni și vor să dea primăria în judecată sau cel puțin să-l opresc. Cineva trebuie să răspundă pentru asta sau cineva trebuie tras la răspundere pentru lucrul ăsta. Pentru că le plătim foarte mulți bani. Sunt directori, nu știu ce fel de oameni competenți acolo. Mulțumesc. Alte înscrieri, dacă nu sunt, trecem la votarea articolului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt, unanimitate. Articolele de la 1 la 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Hotărârea numărul 151. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate, cu 21 de voturi, la punctul 8 al ordinii de zi, hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Hunedoara în adunarea generală a asociațiilor la Societatea Prin Transpres Hunedoara SR. Dau cuvântul domnului primar. Avizul adăugat. Avizul Comisiei de Buget, vă rog. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Comisia juridică. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia urbanistă. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Și cultură. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc, dau cuvântul doamnelor, domnilor consilieri. Trecem la votarea articolului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, nu sunt, unanimitate. Articolele de la 1 la 5, 4, pardon, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt. Hotărârea 152, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate cu 21 de voturi. La punctul
9 al ordinii de zi. Hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2020. Sau cuvântul domnului senat. Avizul comisiei de judecată. Comisia întocmită avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Comisia juridică. Comisia întocmită avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia de ordonire. Comisia întocmită avizul privind adoptarea proiectului de hotărâre. Comerț. Comisia întocmită avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Și cultură. Comisia întocmită avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnelor și domnilor consilieri. Da, doamna doctoră. Mulțumesc. Având în vedere că la data aprobării bugetului local pe anul 2020 a listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget, locația amenajării unui nou cimitir era incertă, se impune rectificarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget la capitolul 70.02, locuințe, servicii și dezvoltare publică, prin modificarea denumirii poziției 3C21. Noua denumire va fi întocmire documentație tehnico-economică pentru amenajare cimitir și realizare capelă. Mulțumesc. Da, mulțumim. Supun la vot amendamentul. Renunțat. Cine este pentru? Împotrivă, dacă este cineva sau abține. Nu sunt unanimitate. Votăm titlul hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Nu sunt unanimitate. Articolele de la 1 la 5 cu amendamentul enunțat, cine este pentru, împotrivă, abține, nu sunt unanimitate, hotărârea 153, cine este pentru, împotrivă, abține și unanimitate. La punctul 10 al ordinii de zi, hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Local al Municipiului de Hunedoara. Dau punct de domnul primar. Oamenii de adăugă. Mulțumesc. Avizul Comisiei de Buget. Comisia întocmită avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Comisia juridică. Comisia întocmită avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia de urbanism. Comisia de urbanism. Comisia întocmită avizul privind adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia de comerț. Comisia întocmită avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Și Comisia de cultură. Comisia întocmită avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc, dau cuvântul doamnelor și domnilor consilieri. Deci, la votarea articolului hotărârii, cine este pentru? Împotrivă, abține, nu sunt unanimitate, articolele de la 1 la 10, cine este pentru? Împotrivă, abține, nu sunt. Hotărârea 154, ca ansamblu, cine este pentru? Împotrivă, abține, nu sunt unanimitate. La punctul 11 al ordinii de zi, hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 133 din 2018 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție, DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice. Colegiul Național Iancu de Hunedoara. Dau cuvântul domnului primar. Avizul Comisiei de Buget. Comisia întocmită avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Comisia juridică. Comisia întocmită avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia de urbanism. Comisia întocmită avizul privind adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia de comerț. Comisia întocmită avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Și cultură. Comisia întocmită avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc, dau cuvântul doamnelor și domnilor consilieri. Votarea titlului hotărârii, cine este pentru? Împotrivă, abține, nu sunt. Articolele de la 1 la 4, cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Hotărârea 155, cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate cu 21 de voturi. La punctul 12 al ordinii de zi, hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reabilitarea clădirilor publice din municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice,
Colegiul de antrenare, acum de Mânătoara și a cheltuielilor legate de proiect. Stau cuvântul, domnul primar. Vă amintea, domnul. Avizul Comisiei de Buget. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect. Avizul Comisiei de Buget. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Avizul Comisiei de Urbanism. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia de Comerț. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia de Cultură. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc, dau cuvântul doamnelor și domnilor consilieri. Dacă nu sunt înscrie, trecem la votarea titlului. Cine este pentru, împotrivă, abține-se, sunt o anumitate. Articolele de la 1 la 4, cine este pentru, împotrivă, abține-se, o anumitate. Hotărârea 156, cine este pentru, împotrivă, abține-se, sunt o anumitate cu 21 de voturi. La punctul 13 al ordinii de zi, hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 192/2018 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție, valid și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție modernizarea serviciilor medicale prin dotarea cu echipamente performante și reabilitarea spațiilor afelente ambulatoriului integrat Spitalul Dr. Alexandru Siomenescu, Bunedoara. Dau cuvântul domnului primar. Marmira Doga. Avizul Comisiei de Buget. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Comisia se zice. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Urbanism. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea proiectului de hotărâre. Comerț. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Și cultură. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc, dau cuvântul doamnelor și domnilor consilieri. Trecem la votarea titlului. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. O unanimitate, articolele de la 1 la 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? O unanimitate. Hotărârea numărul 157 pe ansamblu. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? O unanimitate. Mulțumesc. La punctul 14 al ordinii de zi, hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre privind suspendarea pe durată determinată a tuturor drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractul de închiriere numărul 336/29/5/2017, încheiat între municipiul Hunedoara și societatea de vacanțe RL pentru spațiul comercial situat în incinta complexului sportiv Mihail Klein, Strandul Colina. Dau cuvântul domnului primar. Rog avizul Comisiei de Buget. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect. Comisia juridică. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia de urbanism. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia de comerț. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Și Comisia de cultură. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc, dau cuvântul doamnelor consilieri. Dacă nu sunt înscrie și votăm titlul, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu sunt unanimitate. Articolele de la 1 la 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu sunt unanimitate. Hotărârea 158 pe ansamblu, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu sunt unanimitate. La punctul 15 al ordinii de zi, hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, DALI, și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, amenajare, spații pentru servirea mesei de prânz, sări after school și dotării unor cabinete medicale la unități de învățământ primare și gimnaziale. Modernizarea școlii gimnaziale numărul 2, Hunedoara, Corp B și construire teren de sport multifuncțional, cabinete medicale, școala gimnazială numărul 1, corpuri A și B. Dau cuvântul domnului primar. Marmira Doga. Rog avizul Comisiei de Buget. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Juridic. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Urbanism. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea proiectului de hotărâre. Comerț. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Și cultură. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc, dau cuvântul doamnelor și domnilor consilieri. Sunt înscrie articolul hotărârii, cine este pentru.
Împotrivă, abținere nu sunt, unanimitate. Articolele de la 1 la 6, 4, pardon. Cine este pentru? Împotrivă, abținere nu sunt, unanimitate. Hotărârea per ansamblu 159. Cine este pentru? Împotrivă, abținere unanimitate. La punctul 16, al ordinii de zi, hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 327/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Unedoara cu modificările ulterioare. Dau cuvântul domnului primar. Am de adăugat. Avizul Comisiei de Urgență. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Comisia juridică. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Comisia de comerț. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Și cultură. Comisia a întocmit avizul privind adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc, dau cuvântul doamnelor consilieri. Nu sunt înscrieri, titlul hotărârii, cine este pentru, împotrivă, abțineri, unanimitate, articolele de la 1 la 3, cine este pentru, împotriva, abținere, unanimitate, hotărârea 160, cine este pentru, împotriva, abținere, nu sunt, unanimitate, 21 de voturi. La punctul 17 al ordinii de zi, hotărârea se adoptă cu majoritate simplă. Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara a unui președinte de ședință pe perioada 1-7-2020 și 31-7-2020. Dăm cuvântul domnului primar. Am ideea de adăugat? Avizul Comisiei Juridice, vă rog. Comisia a întocmit avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Mulțumesc. Propuneri, vă rog. Propun pentru funcția de președinte de ședința Consiliului Local pentru perioada 1 iunie-31 iulie pe doamna consilier Popa Neaia. Da, mulțumim. Alte propuneri nu sunt. Dau cuvântul doamnelor consilieri. Nu sunt înscrieri. Titlul hotărârii, cine este pentru? Împotriva, abțineri nu sunt, unanimitate. Articole 1. Cine este pentru? Împotriva, abțineri nu sunt, unanimitate. Hotărârea 161. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, unanimitate cu 21 de voturi. La punctul 18 al ordinii de zi, diverse. Înscrie la cuvântul. Domnul Aderan. Și domnul Aderan. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să fiu cât se poate de scurt. Pentru mine, activitatea la Consiliul Local a ajuns la un punct în care îmi fac bilanțul. Sunt 3 ani și 3 luni în care eu zic că n-am făcut datoria, chiar dacă unii colegi mă consideră a fi puțin incomod și vocal, ceea ce am făcut noi în acest Consiliu Local, în calitate de echipă a Partidului Național Liberal, zic că a fost constructiv. Și am încercat să eliminăm derapajele. Și eu zic că am și reușit. Întrucât mi-am schimbat locul de muncă, începând cu această săptămână, mă văd pus în imposibilitatea de a-mi exercita funcția prin distanța care este de la locul de muncă la acest Consiliu Local. Deci nu sunt în incompatibilitate, m-am interesat, dar prin faptul că de cursul săptămânii sunt plecat, mă văd pus în imposibilitatea de a-mi exercita funcția de a participa la ședințe și comisii și prefer să, decât să fiu eliminat, să îmi dau demisia și să pot lăsa pe următorul coleg de pe lista subleanților. Mai avem. Încă mai avem. Deci nu stăm chiar așa de rău. Nu de promovat, am văzut. Asta este, ce zic.
am luat acest cuvânt și în primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să-mi exercit această funcție și să îmi cer scuze sau celor care, pe care i-am deranjat cu ceva în acest interval destul de lung de timp, de 3 ani și 3 luni. O să vin la domnul secretar să completăm actele pentru, pentru demisie, după ședință. Vă mulțumesc! Da, și eu vă mulțumesc pentru participarea în această perioadă la ședințele Consiliului Local, indiferent de disensiuni. Așa este, a fost un Consiliu Local, mă rog, pe perioada cât ați activat și dumneavoastră, echilibrat și care a luat, din punctul meu de vedere, cele mai bune decizii pentru cetățenii municipiului Hunedoara. Îl felicit pe domnul profesor Adelea pentru promovarea într-o funcție importantă în Ministerul Educației și Învățământului și sunt convins că și prin această promovare învățământul din municipiul Hunedoara va avea numai de câștigat. Sunt absolut convins că acea interpelare pe care am făcut-o din partea profesorilor și a ordonatorilor terțiari de credit privind alocarea financiară per elev va fi adusă la cunoștința ministrului prin domnul Ardelean. Și veți spune că toți profesorii, că n-am avut nicio excepție, au cerut să înceteze odată acea prostie pe care au făcut-o toate guvernele cu alocarea per elev, pentru că se demonstrează acum că nu mai este valabilă. Noi trebuie să întreținem în ansamblu întreg complexul de învățământ, dar care mai multe clădiri și nu să le închidem. Nu că se renunță la clasa cu 30 de elevi. Deci este clar că trebuie să avem în grijă să finanțăm cu adevărat învățământul. Felicitări încă o dată și vă mulțumesc! Vă mulțumim! Spor și succese, domnule Adelean, nu succesuri, după cum ne-am învățat treaba. Declarăm ședința închisă. Mulțumim! Deci mai fără să...